profesor, de când avem bănci și sistem bancar românesc? Domnișoană, sistemul bancar românesc este o creație în exclusivitate a secolului al XIX-lea și aparține aproape în întregime Partidului Național Liberal. Nu vreau ca în această emisiune factorul politic să aibă prioritate, pentru că practic nu este o discuție pur politică aici în studio, dar trebuie să recunosc ca profesor de istorie și ca unul care am cercetat și această parte economică și financiară a istoriei moderne românești, că partidul politic care și-a consacrat o bună parte din activitatea sa sistemului bancar, financiar și economic românesc, care au pus bazele unei economii moderne de piață sau unei economii capitaliste, cum mi s-a spus, și nu-i nicio greșeală, a fost Partidul Național Liberal, autor de doctrină și din acest punct de vedere. În alte țări din Occidentul Europei, băncile au apărut în secolul al XVII-lea, secolul al XVIII-lea și chiar mai devreme. Cuvântul bancă, pe care îl întrebuințăm astăzi prin forța împrejurărilor, poate și de 100 de ori pe zi, nu? Este de origine italiană și fiecare zarap avea în piață o bancă sau o masă pe care făcea operațiunile de plată și primirea banilor. Cea mai veche bancă menționată în analele istoriei europene s-a înființat la Veneția în 1171 de către Mihail Vitalis. Ori noi avem Banca Națională din 1880, iar ei avea, italienii și grecii stabiliți în sudul Italiei, cu 800 de ani înaintea noastră. Și nu numai a noastră, ci și a altor țări. În 1609 s-a înființat la Amsterdam, în Olanda, prima bancă de gir, iar în 1694 a apărut Banca Angliei, care se menține și astăzi ca una din marile instituții financiare ale economiei mondiale. Căutând să răspund la întrebarea dumneavoastră, vreau să vă spun că prima bancă în România este cea din 1825 a lui Mihail Daniel din Iași. Apoi, în 1830 apare Banca Halfon, în 1834 Banca Germanii, în 1837 Banca Fraților Elias, în 1848 Banca Iacob Marmoroș, străbunicul bancherului din secolul nostru, 20, în 1857 Banca Moldovei, iar în 1880 Banca Națională a României. Cred că legat direct din întrebarea pe care mi-a spus-o, ar trebui să clarificăm aici, în limita definițiilor date unei bănci, indiferent cum se numește și cui aparține, că banca este în ultimă instanță o instituție financiară care face și primește plăți în contul altora, vinde și cumpără în contul său sau al clienților metale nobile, aur, argint, valută străină, hârtii de valoare, obligații de stat și particulare, acordă împrumuturi cu dobândă și primește depuneri spre fructificare. Dacă definiția aceasta, domnișoară, a fost dată în secolul XIX băncilor, eu constat cu satisfacție că este perfect valabilă și astăzi, la sfârșitul secolului XX. Și cred că va fi valabilă definiția și în secolele care vin, pentru că o bancă nu poate să fie altceva decât ceea ce include prin elementele sale componente această definiție destul de modernă.
În anul 1867, ministrul de finanțe al României, liberalul Petre Mavrogen, a făcut să se voteze un proiect de lege prin care se adoptau trei lucruri deosebit de importante. În primul rând, sistemul monetar, în al doilea rând, sistemul decimal și în al treilea rând, sistemul metric al Uniunii Monetare Latine, pe baza căruia s-au bătut inițial monede de aramă, după aceea monede de argint și apoi monede de aur. Valoarea leului nou de aur era de 3 ori mai mare decât a leului vechi. Un simpozion care a avut loc săptămâna trecută la Centrala Băncii Naționale a României din București, simpozion condus de actualul guvernator al Băncii Naționale, domnul Mugur Isărescu, a scos în relief și aceste elemente legate de politica bancară și monetară a acestui Petru Mavrogen, pe lângă care istoria și bancherii zilei de azi trec cu o ușurință demnă de acuzat. Omul acesta are meritul întâietății în gândirea financiară românească. A văzut că societatea românească din vremea sa, repet, anii 1867-1868, avea nevoie de așa ceva. Avem nevoie și astăzi de așa ceva și iată că Mavrogen cu peste 130 de ani în urmă a reușit acest lucru. În 1868, același ministru de finanțe, Petru Mavrogen, din cabinetul liberal condus de Ion Ghica, a vrut ca Parlamentul să voteze o lege privind crearea unei bănci comerciale fără participarea statului. Adică ideea aceasta unei bănci privatizate în totalitate. Noi ne muncim și astăzi și o scoatem greu, vă că la liman, dar n-a reușit. De ce n-a reușit? Pentru că parlamentarii, deputații și senatorii din gruparea politică conservatoare și care reprezentau interesele moșerimii, nu erau interesați direct și în consecință au obstrucționat acest proiect de lege. Să revenim, domn profesor, la Banca Națională a României. Aș vrea să ne vorbiți care era sistemul lui de conducere, ce legături politice a avut această instituție cu partidele și personalitățile politice, care au fost cei mai remarcabili guvernatori ai Băncii Naționale a României. Da, domnișoară, întrebarea este de extremă actualitate, deși noi în această emisiune, vreau să-i fac atenți pe telespectatori, ne rezumăm la istoria sistemului bancar românesc între 1866 sau dacă vreți între 1880 când s-a înființat Banca Națională și 1938 care marchează sfârșitul sistemului democratic din România, sistemului parlamentar și constituțional din România prin instaurarea în februarie 38 a regimului de autoritate monarhică a lui Carol al II-lea, care înseamnă sfârșitul parlamentarismului și eu aș spune în același timp și sfârșitul unei guvernări democratice care a durat 20 de ani, din 18 sau din 19 până în 38. Pe urmă a venit războiul, după război a venit dictatura instaurată de Partidul Comunist și nu mai putem vorbi de un sistem democratic parlamentar și de respectarea Constituției și mai ales că bazele economice și financiare ale statului român au fost complet schimbate. De când avem Banca Națională? Avem din 1880. Dar să facem un scurt istoric, o incursiune, o retrospectivă, ca să spunem așa. După ce România a câștigat prin luptă și jertfă independența de stat în mai 1877, Partidul Liberal, condus de Ion Cebrătianu, aflat la guvern vreme de 12 ani, din 1876 până în 1888, a reușit să obțină de la Parlament, unde avea majoritatea, votarea la 17 aprilie 1880 a unui proiect de lege pentru înființarea Băncii Naționale a României, care a început să funcționeze la 1 decembrie 1880, cu un capital, și vă rog să rețineți, de 30 de milioane de lei, acesta a fost capitalul inițial,
și cu o slabă participare din partea statului de numai 10 milioane de lei. Guvernul însă, deși avea numai 10 milioane statul ca depunere, avea totuși prin lege dreptul de a controla toate operațiunile băncii, ceea ce și astăzi BNR-ul dispune, Banca Națională a României fiind singura bancă care emitea bancnote. Până astăzi își menține același drept. Totodată, guvernul român de atunci și de după aceea îl numea pe guvernator pe 2 dintre cei 6 directori ai Băncii Naționale, pe 3 din cei 7 censori și un comisar care supraveghea emisiunile de bilete și scontul necesar. Guvernatorul, împreună cu cei 6 directori, forma Consiliul de Administrație al Băncii Naționale și împreună cu cei 7 censori alcătuia Consiliul General al Băncii Naționale a României. M-ați întrebat de cei mai remarcabili guvernatori. Magazinul istoric, această publicație de mare valoare, care se menține de 30 de ani la cote din ce în ce mai înalte, a publicat un serial care nu s-a încheiat încă în legătură cu Banca Națională și cu guvernatorii. Eu aș spune, toți guvernatorii Băncii Naționale a României au fost iluștri. Primul pe care îl pomenesc este Eugen Carada, adică fondatorul acestei bănci și primul ei director. Aș pomeni aici numele lui Dimitrie Burileanu, un excelent guvernator, un om cu înalte studii financiare și cu o viziune financiară corectă și profundă totodată. Aș aminti numele lui Constantin Băicoianu, al lui Oscar Chiriacescu, al lui Mitiță Constantinescu, pe care am avut ocazia în 45 sau în 46 să-l văd și să-l ascult la București într-o conferință pe teme financiare, și toți acești oameni, repet, nu fac niciun fel de politică în emisiuni și așa mai departe, toți au fost oameni de factură și de gândire liberală. Într-adevăr, acest Partid Național Liberal, dacă s-a ocupat de ceva în mod, cum să spun eu, constant și profund, a fost formarea de oameni specialiști în economie și în finanțe. Și în celelalte domenii, dar mai ales în economie și finanțe, a existat, trebuie să recunoaștem, o școală liberală de gândire. Și asta spune mult. Partidele politice, și repet, în primul rând Partidul Național Liberal, au controlat efectiv, domnișoară, o serie de mari instituții financiare. Și le-a controlat până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A controlat Banca Națională a României, care e creația lor, Banca Comercială Română, care este tot creația liberalilor, Banca de Scont, Banca Agricolă, Banca Românească, Creditul Funciar Rural, Creditul Agricol și multe altele. Și în același timp, Partidul Liberal deținea pachete majoritare de acțiuni la o serie de mari întreprinderi industriale. La fabrica de hârtie Letea de la Bacău, cea mai bună hârtie pentru ziare. La fabrica de zahăr de la Sascut, la STB, adică la Societatea de Tramvaie București, au existat, și asta ca o concluzie la întrebarea pe care mi-a spus-o, interese și poziții economice și financiare de grup sau de partid. Așa că ceea ce vedem noi astăzi nu trebuie să ne mire. Intră în trăsăturile caracteristice ale economiei de piață și ale vieții financiare specifice unei societăți care are la bază tocmai economia de piață. Dar în perioada interbelică, v-aș întreba câte bănci au existat, ținând cont dacă sistemul bancar românesc a fost lovit în acea perioadă de efectele crizei din anii 29-33. M-am gândit, domnișoară, și era normal să mă gândesc
pentru că în perioada interbelică, când România în 1938 a atins maximum de prosperitate economică de care a fost în stare țara și poporul român. Atât am putut, atât am făcut. Și era normal să mă gândesc la și să iau un studiu mai atent dezvoltarea noastră economică și financiară, sistemul bancar dintre anii 1918, 1938, 1940. În România au existat în perioada interbelică peste 1000 de bănci. Lumea de astăzi, lumea din mai 1997, s-agită, întreabă, discută, critică și așa mai departe, de ce avem atâtea bănci, nu? Păi gândiți-vă că în perioada 1938, 1918-1938, am avut, repet, peste 1000 de bănci. Bănci cu reprezentare centrală națională, bănci locale, județene, orășenești și așa mai departe. Dar toate la un loc adunate ne dă peste 1000 de bănci funcționând în România. În 1929, în primul an al crizei economice 29-33, existau 1048 de bănci active în România. La sfârșitul anului 1937 au rămas 544, iar în 1939, 458. Telespectatorii mă pot întreba, ce s-a întâmplat, domnule? Păi ce se întâmple? S-a întâmplat un lucru firesc. Unele au falimentat. Altele s-au unificat cu bănci mai puternice. Iar altele, pur și simplu, deponenții, depunătorii de sume, s-au retras. Au văzut că dobânda pe care le-o dă banca respectivă nu este satisfăcătoare pentru ei și au retras depunerile și le-au acordat altor bănci care dădeau dobânzi mai mari. Lucru care se întâmplă și în ziua de astăzi. Se va întâmpla de acum încolo în cadrul reformii structurale la care lucrează guvernul Ciorba. În schimb, capitalul social bancar era în necontenită creștere. Astfel, capitalul celor 18 bănci cu peste 60 de milioane de lei capital fiecare, și erau bani, trebuie să ne raportăm la vremea aceea, era în 1940 de 2,6 miliarde de lei. În 1937, finanțarea și operațiunile de export ale României erau concentrate exclusiv în mâinile a 38 de bănci din cele mai mari care existau în țară, adică cu capital de peste 100 de milioane fiecare, și anume Banca Românească, Banca de Credit Român, Banca Comercială Română, Banca Comercială Româno-Italiană și Societatea Bancară Română dețineau toate acestea împreună cu Banca Națională a României monopolul comerțului cu devize al țării, dețineau posturile de comandă și de control a băncilor, a industriei și a comerțului românesc. Deci nu avem de ce să ne agităm astăzi, pentru că acestea, repet, sunt lucruri caracteristice, trăsături specifice ale unui sistem bancar care are la bază economia de piață și proprietatea privată. În anii 1929-1933, întreaga lume, inclusiv România, a fost lovită de o puternică criză economică. O știm cu toții, chiar din vechile manuale de istorie, dar pe minte astăzi. Această criză economică a provocat o adevărată criză bancară și prăbușirea unor instituții de credit. Care? Dar câte n-au falimentat atunci? Câte bănci nu s-au prăbușit? De exemplu, Banca Marmoroș Blanc, Banca Berkowitz și multe altele, provocând pierderi grele micilor depunători. Din consiliile de administrație ale marilor bănci făceau parte și oameni politici. Nu trebuie să ne mire că astăzi oameni politici fac parte din consiliile de administrație ale băncilor. Și negreșit îmi puteți spune, domnule, cunoști exemple când faci asemenea afirmații? Sigur că da. Constantin Argentoianu,
un personaj politic românesc arhicunoscut. Făcea parte din asemenea consilii de administrație. Mihail Manoilescu, om politic remarcabil, făcea parte din consilii de administrație. Inginerul Ion Gigurtu, unul din acționarii de la societatea auriferă Mica, dar care a fost prim-ministru al României, făcea parte din asemenea consilii de administrație. În timpul crizei economice 29-33 însă, o serie de mari banchieri și industriași români, vedeți, aici e totul, profitând de libertatea comerțului cu devize, au căutat peste graniță plasament sigur pentru banii lor, dar nu și pentru banii micilor depunători. În toată țara a început atunci o criză puternică de credit care s-a manifestat vreme de 2 ani, până prin 1934-35. Pe urmă am intrat din nou într-o stare de revigorare economică și românii au început să-și refacă pierderile din anii crizei. În vechea economie românească, mă refer la perioada interbelică, au existat investiții de capital străin? La ce nivel se ridicau aceste investiții? În general au existat. Problema este cunoscută și a apărut de-a lungul anilor o serie întreagă de lucrări care tratează problema. Totul însă este, din toate aceste lucrări și din datele statistice ale vremii, să prinzi adevărul și esențialul. Și eu îmi permit să spun că în perioada interbelică, în industria românească, au fost investite o serie de capitaluri străine, în special engleze, americane, franceze, cehoslovace, belgiene, olandeze și altora. În anii 1934-1938, capitalul societăților cu participații străine din România se ridica la peste 20 de miliarde de lei în valuta din acea vreme, când și leul era leu și dolarul era dolar. Deci, 20 de miliarde capital străin investit în economia românească, mai puțin în comerț și mai mult în industria românească. Metalurgică, siderurgică, dar și în industria ușoară, forestieră și așa mai departe. Adică unde era rentabil și unde dacă investeai capitalul, erai sigur că câștigi. Pentru că vorbim de bănci și sistem bancar, v-aș întreba, care au fost și mai importanți miniștri de finanțe? E o întrebare cam grea. Știți de ce e grea? Pentru că am avut foarte mulți miniștri de finanțe buni. Noi la Ministerul de Finanțe, la Ministerul de Externe, România modernă, România de la Carol I și până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a avut excelenți miniștri de finanțe și de externe. Pentru că m-ați întrebat despre miniștrii de finanțe, eu am să pomenesc câteva nume. Și anume, în mod selectiv, bineînțeles, Petre Mavrogen, de care am mai vorbit, Vintilă Brătianu, care reprezenta Partidul Național Liberal, era fratele lui Ionel Brătianu și a fost, după moartea lui Ionel, președinte al partidului. El a fost mai mult om de finanțe decât om politic în sensul strict al cuvântului. Era celebru nu prin zgârcenia lui, ci prin austeritatea pe care trebuie să o aibă un ministru de finanțe. Nu ți-a aproba un leu dacă nu aveai justificare. Nu te uita și a doua oară nu mai pupai de la Vintilă Brătianu dacă nu cheltuiai cu cap, cu skepsis, cum spunea el, francul pe care ți l-a dat. Vintilă Brătianu în finanțele românești a creat o epocă. Era un punct de reper. Bă, dacă ești ministru de finanțe, să fii ca Vintilă Brătianu. Pungă, mână strânsă, nu da banii așa oricum. Aș pomeni numele marelui profesor universitar, om de finanțe și de economie, Virgil Magiaru, care a aparținut Partidului Național Țărănesc și a fost secretarul general al acestui partid
și în anii 29-33 a ocupat posturile fie de ministru al industriei și comerțului, fie de ministru de finanțe. El era un om crescut atât la școala germană cât și la școala engleză, absolvent al liceului și al universității din România, dar și-a desăvârșit studiile și-a luat doctoratul în străinătate. Ori ca să cunoști gândirea economică și financiară și nemțească și englezească, avea doctoratul la Magdeburg, luat în 1914, el a creat o epocă, Virgil Magiar. Mihai Popovici, ministru de finanțe, tot în guvernarea național-țărănistă. Victor Slăvescu, un remarcabil om de finanțe care aparținea Partidului Național Liberal. Mircea Cancicov, pe care l-a menținut și Antonescu la finanțe un timp, reprezenta Partidul Național Liberal. Mitiță Constantinescu, care a fost, culmea, și guvernator al Băncii Naționale și ministru de finanțe, dar a excelat și ca guvernator și ca ministru de finanțe. Și fără discuție că pomelnicul, ca să spun așa, pentru că toți sunt morți, și sunt mulțumit sufletește că i-am evocat și le-am pomenit numele la o emisiune de televiziune, toți aceștia au creat o epocă în Ministerul de Finanțe al României. Domnule profesor, dar la Alexandria a existat un sistem bancar în perioada la care v-ați referit în această emisiune? Am avut, domnișoară. Am avut. Pentru că târgul nostru, hai să-i spunem așa, a fost din capul locului o localitate, o așezare urbană, din meseriași, din mici negustori și din agricultori. Ori și meseriași, și negustorii, și agricultorii au avut nevoie și ei de credite ca să-și dezvolte atelierile lor meșteșugărești, prăvălioarele lor sau dughenele, comerțul cu cereale, cu vite, cu băuturi spiritoase. Și în felul acesta am permis să spun că sistemul bancar românesc a avut reprezentare și la Alexandria. Au existat însă și inițiative locale. Și asta spune mult de tot. Arată nivelul de gândire economic și financiar al locuitorilor Alexandrii de acum 100 de ani. Bazele primii instituții bancare în orașul nostru au fost puse în 1875, când s-a înființat societatea economică Telermanul, care avea un capital de aproape o jumătate de milion, ori 500 de mii de lei, care înseamnă un salariu astăzi, dar în 1875 însemna enorm, încât nici nu-mi permit să fac o comparație, nici nu mai are sens de altfel. Oamenii aceștia au reușit cu un capital inițial de 500 de mii de lei să pună bazele unei bănci în 1875. 2. La 16 martie 1904, prin străduințele preotului paroh Alexandru Ghelican, parohul catedralii noastre, Sfântul Alexandru, s-a înființat Banca Populară Alexandru Ghica, care purta numele domnitorului țării românești sub care s-a înființat orașul. Și această Bancă Populară Alexandru Ghica avea la început un capital de peste 200 de mii de lei și un număr de 312 societari, fondatori și deponenți. Această bancă a rezistat până la cel de-al doilea război mondial. E lucru mare. Au dat faliment altele între timp. Iată că această instituție financiară, Banca Alexandru Ghica, fondată de preotul Ghelican, a avut o rezistență extraordinar de îndârjită. 3. În 1910 ia ființă Banca Reazemul Meseriașilor, însăși denumirea băncii arată pentru ce a fost înființată, cu un capital inițial de 275.000 de lei, având ca scop ajutorarea meseriașilor din localitate, a cizmarilor, a croitorilor, a cojocarilor, a fierarilor și așa mai departe. După 1910 au mai luat ființă băncile Măgurele și Alexandria. Din păcate însă, Banca Măgurele, slab administrată, managerul sau consiliul de administrație, așa n-au fost la înălțime și banca după 2-3 ani a falimentat. În schimb, Banca Alexandria a rezistat până în 1919, când și-a predat
cum spune în procesul verbal, în documentul pe care l-am citit, portofoliul băncii franco-române, care în 1929, în condițiile crizii economice, a falimentat și banca franco-română. Practic, domnișoară, în perioada 1930-1938, la Alexandria au funcționat următoarele bănci. Banca Populară Alexandru Ghica, pe care am mai pomenit-o, Banca Agricolă, Banca Descont, Banca Reazimul și Banca Comercială, fiecare cu capitalul ei, cu conducerea ei, dar cu un scop comun, să-i sprijine financiar pe toți cei care aveau nevoie, dar manifestau, repet și cu asta închei, inițiativă și cinste. Aceste două lucruri sau aceste două însușiri sunt absolut obligatorii în lumea celor care lucrează în finanțele publice sau particulare.